un pisoi, dă-da ca un pisoi. Ura, drăguța mea, dă-da ca un pisoi. Pisoiul-și prinde șoareci, pisoiul prinde șoareci. Ura, drăguța mea, pisoiul prinde șoareci. I eat healthy food, cause I love my... Astăzi facem sarmale, da, iubire? Ce, iubire? Cafeaua? Vrei cafeaua ta? Da. Îți facem, mami, acum, imediat. Hai, bine, faci cu mine. Dar să-ți arăt aici, uite, că facem sarmale și cu varză. Am pus-o aseară la desărat, pentru că n-am găsit-o pe cea pe care o luam de obicei. Așa, am pregătit ciorezul și pasta de tomate preferată, Sultan. Ceapa, tot e în regulă, acum mă apuc să toc, dar îți fac ție cafeaua ta. Am adăugat ceapa rasă, sare, piper și orez. Asta peste cărniță, da? Am adăugat și pasta de tomate. Și băiatul meu e servit cu coffee. Cu coffee? Iubitul meu! Așa, mama, șterge-te pe pijama. O frumusețea lui mama. Oulă, că mi este muncă. Dulcele meu. Am amestecat foarte bine compoziția și mai punem puțină pastă de tomate. Ce faci, mă? Am băut toată cafea. Ai băut toată cafea? Bravo! A fost bună? Cât de bună? Foarte. Bine. Să nu râdeți de mine că am rămas în pijamă. Așa, sarmale, mi-e dor să vină Crăciunul. Bine, mi-e dor să mănânc sarmale. Nu o să mănânc sarmale pentru că nu am voie. Doar o să gust, să știu că au ieșit bune. Ia să vedem. Eu pățesc. Mă rog că mă spăl pe dinți, pe față, pe ochi și tot în pijamă rămân. Dar după ce fac sarmale, mă duc, mă schimb, pentru că mai am treaba astăzi. Așa. Dar abia aștept să vină Crăciunul. Cred că de asta m-am apucat și de sarmale acum. Pentru că mi-e dor. Mi-e dor să mănânc. O să adaug așa de gust și de miros puțină fumătură. Așa, și acum le așez. Le-am așezat în cratiță, am adăugat varză tocată, încă puțin pastă de tomate, Sultan, și am păstrat câteva sarmale pe care le voi pune la congelator pentru data viitoare, ca să nu mai muncim de două ori. Am adăugat și apă și le las la foc mic, cam o oră. Apoi le bag în cuptor încă vreo 45 de minute. M-am gândit că dacă tot am dovleacul acesta, să fac o supă cremă de dovleac. Am pregătit ceapa, morcovul, îmi trebuie ulei, le voi pregăti aici și vă arăt. Foarte bine sarmalele fierb. Am pregătit ingredientele pentru supa cremă de dovleac și acum am pus uleiul la încins și continui să pun toate legumele și condimentele. Am pus la călit toată compoziția, am adăugat apa după ce am călit toate legumele, sare, piper și las dovleacul să fiarbă până va deveni așa moale, se va face păstos. Și ce credeți? Că mi-a rămas dovleac. M-am apucat și de o plăcintă. Hai, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Așa arată compoziția pentru crema de dovleci. Îl voi adăuga apă atunci când o să o bag la blender. Am pregătit și pâinea prăjită. O să o frec cu un cățel de usturoi. Să o fac curtoane, pentru că așa le place copiii. Am pregătit crutoanele, smântâna, am pus toată compoziția la blender, o să mai adaug puțină apă și sare, piper și amestec. Am adăugat smântâna aici în castronele, nu în compoziție, pentru că a mai rămas puțin, o păstrez pentru mai târziu, sigur o să-mi ceară. Adaug puțin ulei de măsline, nu foarte mult, puțin așa, doar de gust. Este un ulei de măsline presat la rece bio. Jur că este cea mai bună cremă de dovlecel din lume! pula mea. Am pus dovleacul la călit, apoi adaug zahărul cu un indice glicemic mic, este zahărul de cocos. Adaug esența de rom, un pic de vanilie și scorțișoara. Acum vine. Așa arată compoziția pentru plăcinta de dovleac. Am pus zahărul acela de cocos care este caramelizat, are un gust așa mic de caramel. Este excelent. Plăcinta de dovleac va ieși minunată cu acel zahăr. Scorțișoare, esență de rom, de vanilie, cam asta este tot. Și am pregătit și foile. Și ce credeți? Testez sarmale, că nu pot, leșin aici. Dacă nu un gust, leșin. Nu pot să vă descriu în cuvinte cum sunt sarmale. Am mâncat una, mă simt vinovată, dar sunt delicioase. Mă laud și eu. Hihihi. Am terminat mâncarea pe ziua de azi. Dacă mai vrea cineva ceva de mâncare, fug de acasă. Îți dau așa. Că mai am și alte treburi, nu doar de gătit. Mam. Și mirosul toată la mâncare. Ung acum puțin foaia de plăcintă cu puțin ulei, ca să adaug toată compoziția. Înfășoara Kiki că nu mai am răbdare, gata, am treabă, vă las. Ia să vedem, sarmalele sunt gata, poftă bună! E oficial, site-ul stopbully.ro este deschis vouă celor care luptați împotriva bullying-ului între copii. Eu am mai vorbit despre acest aspect și în trecut, am făcut într-un material de vlog, pentru că m-ați întrebat ce sfaturi îi dau Sofiei. Am vorbit despre acest aspect, îl puteți găsi și voi pe YouTube. În trecut am tras o voce în filmul de desene Agly Dolls, în care subiectul era tot bullying-ul, bullying-ul în rândul copiilor. Bullying-ul nu este doar în rândul copiilor, îl întâlnim, cred că, deseori pe stradă, între adulți. În fine, cred că tot acest bullying pornește din educația pe care părinții sau adulții o dau copiilor acasă. Cred că cel mai important lucru este cum îți educi copiii, tocmai pentru că ei nu au parte de afecțiune acasă. Le vorbești, cum te exprimi, cât de multă dragoste le oferi, cât de multă atenție le oferi. De multe ori copiii reacționează în felul acesta, urlând, bătând din picioare și lovind alți copii. Conturat. Da, și foarte frumos. Și mai e o pagină de făcut, o lecție, după care primești tableta 10 minute, bine? Ai iubit, mami. Eu am făcut un asta și Sofi capul și am făcut o pagină din astea. Asta ți l-am arătat eu. Da. Pe acesta l-a făcut Noua? Da, eu l-am ajutat la grup și la antenuțe, dar el l-a... Am fost întreruptă mai devreme din subiectul bullying. A trebuit să-mi iau copilul, să-l îmbrățișez, să-l iubesc, să-l fac să simtă căldura, armonia, iubirea de părinte. Cred că asta ar trebui să facă orice părinte acasă, nu numai acasă, cu copilul sau cu copiii lor. Eu cred că acești copii au nevoie de afecțiune foarte multă, de atenție foarte multă, nu de ignoranță, nu de bătăi, nu de violență, nu de vocabular urât, de vorbe aruncate în vânt și de injurii, poate, în familie. Sunt foarte multe familii de acest gen care nu acționează cum ar trebui să acționeze un părinte normal cu copilul lui. Consider că educația primită acasă se va reflecta în adultul de mâine, copilul de astăzi. Așa că vă sfătuiesc, dragi mămici, dragi părinți, că nu doar despre mămici este vorba. În casa voastră să existe foarte multă armonie, foarte multă iubire, să le oferiți foarte multă atenție copiilor voștri. Știu, este foarte greu și eu sunt în situația multor mămici care muncesc în același timp. Unele muncesc de acasă, altele pleacă la servici. Însă, trebuie să facem eforturi pentru a ne educa copiii, viitorii adulți ai României și nu numai, ai planetei. Oferiți-le multă iubire, multă căldură, armonie, să vadă în casă iubire, să vă sărutați partenerul de viață, invers partenerul să vă sărute, să vă îmbrățișeze. Pentru că atunci copiii noștri vor lua aminte la ceea ce au văzut în casă și se vor comporta în societate ca atare. Da, consider că și caracterul copilului este important, iar atunci când vezi că ai un copil care are ceva probleme, este bine și, de fapt, este foarte bine să apelezi la specialiști ca să poți să-ți ajuți copilul pe viitor, să nu aibă astfel de ieșiri, de comportament violent sau care aduce injurii. Da, am văzut și părinți care își îndeamnă copiii la violență și asta mi se pare cel mai urât lucru, ca un părinte să își îndemne copilul să fie violent sau să vorbească urât sau să se comporte urât. Mi se pare că acel părinte are probleme, nu copilul. Mi se pare că părintele trebuie dus la reabilitare și la școală din nou, probabil. Concluzia? Copiii voștri sunt oglinda sufletului vostru. Eu i-am făcut lui sarmale și îmi face și el mie să mănânc. Mulțumesc, ești foarte drăguț. Dar cum au fost sarmalele, zi? Cele mai bune. Din lume? Deodată. Mulțumesc.